Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, ex-ministru al Justiției. Domnule Tănase, bună seara! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Domnul Tănase, astăzi este 27 august, ziua Independenței Republicii Moldova. Este alogic să începem altfel emisiunea decât să discutăm despre asta. Așadar, părerea dumneavoastră la modul general, de unde ne-am pornit, unde am ajuns, se putea de ajuns mai departe, mai frumos, mai bine, sau încetişor, fiecare guvernare face ceea ce poate și încet mergem spre o viață mai bună, așa cum tinde fiecare dintre noi dintotdeauna. Bine, hai să zicem așa că istoria nu cunoaște și nu accepte condiționalul ce ar fi fost dacă. Bineînțeles, dacă ar fi să ne întoarcem în timp și să analizăm acum toți pașii pe care i-am parcurs în aceste trei decenii, vom găsi cu certitudine mai multe erori care au fost comise, mai multe scăpări pe care le-am avut, care în mod clar puteau fi evitate sau, mă rog, cumva mitigate, ca să zic așa, dar la modul practic, fiecare guvernare și-a adus contribuția pentru că astăzi Republica Moldova să existe așa cum există ea. Nu aș fi dispus acum să pic în pesimism, ca să zic așa, că este un proiect totalmente ratat. Este o consecință firească a istoricului apariției Republicii Moldova. Noi nu am avut niciodată o tradiție statalistă, noi nu am avut stat până 27 august 1991. Noi nu am fost țară, noi am fost mereu parte, fie a României regale, fie a mai devreme a Moldovei medievale, mai apoi a Imperiului Țarist, după care iarăși am revenit în România, după care a venit perioada ocupației sovietice. Sigur că moldovenii sunt produsul istoriei și timpurilor și locurilor în care au existat și în care s-au format. Da, alte foste provincii sovietice au mers mai departe. Din simplu motiv că au avut elite capabile profesional și moral să-și asume un rol mai hotărât prin viitorul lor. Noi nu am avut astfel de elite. Trebuie să înțelegem că elitele intelectuale care s-au format în perioada sovietică au fost și ele într-un fel produsul sistemului sovietic, tolerate de sistemul sovietic. Noi nu am avut o dezidență pronunțată anticomunistă în perioada sovietică, cum au avut-o bunăoară statele baltice. În 91, când s-a proclamat independența, clasa politică care a preluat puterea politică nu avea nici expertiza necesară și nici cunoștințele necesare pentru a edifica altceva decât a fost edificat. Bun, acum noi putem, sigur că evidenția mai multe greșeli, deoarece cunoaștem mai multe, avem o altă experiență și tot timpul retrospectiv este mai simplu să faci analiză decât să faci o prospecție într-un moment istoric, cum a fost cel din 91. Lipsa elitelor noastre nu este cauzată inclusiv de epurările care au avut loc în perioada sovietică? Și epurările, și-au spus cuvântul, faptul că în 1944, când au intrat trupele sovietice, intelectualitatea mare ei parte s-a refugiat în București, care nu au reușit, au fost exterminați. Mai apoi, în perioada sovietică, noi am fost supuși unor experiențe sociale brutale de naționalizare, procesul de rusificare, de substituire a elitelor, schimbul de populație, toate chestiile astea și au lăsat cuvântul. Cu toate astea, totuși noi am reușit ca Pasărea Phoenix cumva să generăm o mână de intelectuali. Vă amintiți foarte bine acele timpuri, fie că este vorba de scriitorii, poeții noștri, fie că este vorba de jurnaliștii care pe atunci lucrau la instituțiile media, chiar și cele sovietice de stat. Ei au fost, de fapt, pilonul schimbărilor și spiritul acelor schimbări care, cumva, ne-au permis să proclamăm independența. În plus, ce să nu spunem franc, chiar dacă mulți dintre ei mai scriau poezii despre Vladimir Ilich Lenin, ei ne-au permis, cumva, să supraviețuim ca națiune, să nu ne diluăm totalmente în marea masă rusească care exista în Uniunea Sovietică. Domnule Tănase, în continuare,
continuați să credeți în faptul că unica noastră salvare a Republicii Moldova este unirea cu România? Eu cred că singura soluție pentru ca în actualul teritoriu al Republicii Moldova oamenii să cunoască un mod calitativ mai bun de viață este unirea cu România. Noi trebuie să devenim parte a spațiului european și românesc, nu doar din punct de vedere etnic, cum suntem acum, dar și din punct de vedere economic și politic. Dacă ar fi să analizăm perspectivele Republicii Moldova economice, mă refer acum, de dezvoltare separat de spațiul european și cel românesc, mai bine decât acum, niciodată lucrurile nu vor fi. Cam asta va fi situația noastră. Economia Republicii Moldova este capabilă să producă o anumită cantitate de bunuri și servicii. Asta pe care o avem acum, cam ăsta e nivelul nostru. Să zicem că în fiecare an o să mai fie ceva creștere, o să mai apară ceva, dar calitativ nu ai cum să supraviețuiești între două economii foarte puternice. Trebuie să înțelegem că România la ora actuală este a 12-a economie a Uniunii Europene, care se află în creștere, în ascensiune. Ucraina, în ciuda faptului că se află în război, oricum parametrii economici la capitolul industrializare și așa mai departe sunt net superiori celor din Republica Moldova. Astfel, noi nu avem cum să oferim nimic pieței globale din acest teritoriu. Ce să zic, noi putem în continuare să ne îmbătăm cu iluzii. Vă amintiți, agrarienii ziceau că vom face din Moldova o mică Elveție. Nu, n-a mers. După care au fost ideile cu vinificația noastră. Avem niște vinuri excelente. Dar capacitatea de a genera produs care să genereze o valoare adăugată din industrie vinicolă este una plafonată și limitată. Și numărul de oameni care lucrează în business este plafonat și limitat. Agricultura noastră, în ciuda faptului că tot vorbim că suntem țara agricolă, furnizează mai puțin bani decât furnizează operatorii de telefonie mobilă. Trăim într-o altă lume. Noi nu prea avem avantaje, niciun fel de avantaje care mi-ar permite nouă să prospectăm cumva o dezvoltare substanțial mai bună decât cea pe care am avut-o, hai să zicem așa, din 2000 încoace. Eu cred că este corect să analizăm totuși din anul 2000, deoarece atunci lucrurile cumva s-au aranjat, s-au stabilizat după prăbușirea URSS, după un deceniu de instabilitate politică și economică, substanțial noi nu ne-am mișcat mai departe. Dacă ar fi să vedem, nu știu, să comparăm Republica Moldova cu alte state, alte foste provincii sovietici, cu aceleași state balti, să vedem care este produsul intern brut sau venit pe cap de locuitor acolo. Noi suntem, în multe domenii, noi nici n-am ajuns la acele performanțe care au existat în perioada sovietică. Și nu este o problemă de proastă guvernare. Sigur, guvernările prin acțiunile lor deseori dăunează business-ului, fac multe prostii, dar trebuie să înțelegem că dacă ar fi fost posibilitatea de a face afaceri în Moldova și de a extrage profit, indiferent cine ar fi la guvernare, ar fi apărut oameni capabili să vină, să riște, să facă profitul. Nu există la noi deocamdată nicio posibilitate de a depăși această paradigmă. Prin urmare, eu cred că reunirea cu România sau, să zicem, un proiect mai puțin așa, mai cețos, cum ar fi aderarea la Uniunea Europeană peste 15-20 de ani de zile, bineînțeles că ar fi o soluție pentru a deveni parte a unei economii mai mari. Și atunci ne vom găsi și noi locul în toată, în puzzle-ul ăsta, unde vor începe anumite creșteri economice, inclusiv și salariale. Nu cred că trebuie să mergem prea departe. Putem să analizăm experiența Germaniei de Est, care după 3 decenii și infuzii de trilioane nu au reușit economic să-i aducă în altă parte sau să-i aducă măcar la nivelul fostei Germaniei de Est. Și în sensul ăsta nu prea avem soluții. Plus, războiul din Ucraina în mod clar accentuează odată în plus că suntem într-o zonă de risc, într-o zonă de risc militar sporit. Geografia nu poate fi schimbată. Iluzia în care am trăit noi 20-30 de ani de zile că Rusia este departe, este o iluzie, s-a văzut foarte clar că Rusia este foarte aproape. Noi nu știm care va fi finalul războiul din Ucraina, nu știm exact cum se va încheia acest război, care va fi acel armistițiu. Depindem în foarte mare măsură care va fi aranjamentul conviețuirii între Occident și Rusia post-belic,
Trebuie să înțelegem că după războiul din Ucraina va fi edificată o cortină de fier. Trebuie să înțelegem că noi vom reveni la războiul rece, nu altfel cum. Va fi o perioadă de câteva decenii de război rece între Occident și, Federația Rusă. Partea, cum scenariul fericit ar fi că noi am reușit cumva să ieșim din această zonă, să devenim parte a Uniunii Europene sau a lumii occidentale, dar nu trebuie să excludem și posibilitatea că putem rămâne și în zona gri sau, grație evoluțiilor politice interne, de ce nu, putem intra și în zona de influență a Federației Ruse. Și atunci lucrurile se vor schimba dramatic. Pesimist scenariul de astăzi, și haideți înapoi la sărbătoare. Azi 27, ieri a fost 26 august, mâine 28, noi avem 3 zile de sărbătoare în Piața Mare a Adunării Naționale. S-a criticat destul de mult. Totuși nu e jubileu, nu facem 50, nu facem primul an de la naștere, nu facem 100. Critica a fost exagerată sau se justifică? Totuși e sărbătoare, o sună muzică, 3 zile în Piața Mare a Adunării Naționale. Păi încă din romantică, știți care era soluția pentru o pace civică? Pâine și distracție. În sensul ăsta, nu, politicienii noștri nu au inventat absolut nimic nou. Evident, fiind în campanie electorală, într-un an electoral, și într-un, mai exact, la startul unui ciclu bianual electoral, este evident că oamenii politici vor încerca să folosească orice oportunitate de a se face vizibil. Și în sensul ăsta, oferirea distracției, cu pâine mai complicat, dar oferirea distracțiilor, eu cred că, într-un fel, ar trebui să mai animeze anumite porniri mai optimiste în societate. Și nu văd nimic, dar așa a fost mereu, când a fost altfel. În fiecare an, în mod special în campanie electorale, vă amintiți, era o competiție. Piața Mare a Adunării Naționale era rezervată cu un an înainte. Nu știa ce să fac primarul general, cui să-i o dea. Am avut situații când până la prânz era rezervată de o formațiune politică, numai după prânz de cealaltă formațiune. Acum, mă rog, eu nu văd nimic rău în asta, la urma unui, lasă oameni să se distreze. Nu-i nimic rău în faptul că își vor mai încărca și ei bateriile înainte de un nou an, care de fapt începe acum, un an, nu este calendaristic, dar an de lucru. Partea proastă este că trei zile, dar doamna președinte nu va putea participa la niciuna din aceste sărbători pentru că a anunțat ieri după masă că are COVID și s-a izolat. Nu știam, da. Bun, partea proastă că are COVID, empatie ca pentru orice persoană, manifestăm și noi, dar că nu va participa, lumea se va distra, fie că va fi doamna președinte, fie că nu va fi doamna președinte. Oamenii se distrează indiferent cine cântă, cine invită și cine plătește. Dacă vine un actor sau, mă rog, un cântăreț care este popular și care place publicul, nu cred că el stă neapărat să vadă care a fost sursa invitației sau din ce sursă a fost el finanțat. E ok. Cea mai mică problemă pe care avem noi sunt concerte din piață. Da. Bun, încet și ori am ajuns la tema prezidențialilor. Domnul Tănase, dumneavoastră aveți pe cine vota dintre cei toți care deja și-au anunțat, că sunt mulți șori care și-au anunțat intenția, pentru că nu se știe câți vor ajunge în buletinul de vot. Nu vor ajunge cu certitudine toți, mulți nu vor fi înregistrați, unii nu vor reuși să acumuleze numărul necesar de semnături. Probabil că shortlistarea asta va elimina multă lume din campanie, ceea ce în fond nu este un lucru rău. Este ok ca să oferim totuși societății posibilitatea să aleagă din cei care realmente vor să își dispută puterea. Să nu transformăm într-o farsă. Dacă am ajunge, Doamne Dumnezeule, cu un buletin de vot cu 60-70 de oameni, transformăm în panoramă toată chestia asta, ceea ce nu este un lucru bun. Eu am cu cine vota și eu cred că și dumneavoastră aveți cu cine vota. Vreau să vă zic că la fiecare ciclu electoral, moldovenii au avut cu cine vota. Eu nu mi-amintesc o situație când realmente nu aveai opțiune electorală. Da, nu este exclus că cel pentru care aș fi vrut să votez eu, dumneavoastră sau altcineva, nu are șansă. Bun. Nu are șansă, pentru că noi nu dăm șansa. Asta este. Mereu am fost învățați să votăm candidații cu șansă sau partidele cu șansă. Asta e. Nu mă refer la formațiunea politică cu denumirea asta. Vreau să fiu foarte clar lucrul ăsta. Dar n-are nicio șansă, pentru că a fost suspendată activitatea asta pentru 3 luni și nu participă. Ok. Și atunci, eu cred că toți avem o opțiune electorală și avem de unde alege.
și cei care sunt cu opțiuni de stânga, și cei care sunt cu opțiuni de dreapta, și europeniștii. O să vedem exact ce va exista pe segmentul ăsta așa mai național, mai pro-românesc, care va fi oferta și la acest, la acest capitol. Și cred că vom avea. Eu nu văd o problemă în sensul ăsta. Modesta mea experiență arată că la fiecare scrutin, oricare ar fi acesta, aud una și aceeași. Aceste alegeri sunt cruciale. Doamne Dumnezeule, iată, a este și gata. Eu mi-aduc aminte și când pe Ledemiu candidat în 2009 și asta era și în 2005, dacă de data asta nu votăm blocul Urechean, caput cu Republica Moldova. Sunt cruciale sau sunt alegeri banale? Bun, alegeri banale eu cred că nu există. Până la urmă, orice scrutin electoral va influența viața noastră de acum încolo. Uh-huh. Dacă vom vota o opțiune pro-europeană, noi vom avea o traiectorie și o dinamică similare cele pe care avem astăzi. Dacă vom vota o opțiune pro-rusească, noi vom avea ceea ce am avut ieri. Au ieșit să sărbătorească 24 august ocupația Basarabiei de trupele sovietice. Adică oricum ne marchează viitorul. Acum, cruciale, ce să zic? Eu cred că noi am avut în istoria noastră câteva alegeri cu adevărat cruciale. Dacă ar fi să le analizăm, au fost cruciale alegerile din 94, deoarece acel parlament nu doar că a votat Constituția, dar în principiu a votat 90% din cele mai importante legi care le avem și astăzi valabile. Este vorba de legile organice care așează întreaga activitatea administrativă a statului, codurile, bun, a fost mai târziu votate, privatizarea s-a făcut atunci, deetatizarea, aderarea la Consiliul Europei, după 94 încolo s-au pornit, de fapt, dinamica țării noastre. A fost lege foarte importante. Dacă în 94 moldovenii votau puțin mai echilibrat și nu ar fi dat, să zicem, majoritatea constituțională forțelor prorusești, nu este exclus că Republica Moldova se afla astăzi într-o altă situație. Ele au fost importante. Atunci noi am ratat ocazia să fim puțin mai înțelepți și să nu dăm... În general, nu este bine să ai o putere monocoloră. Cele mai bune și cele mai calitative guvernări sunt cele de coaliție. Ele sunt mai complicate, dar ele asigură un echilibru, o reprezentare mai bună a societății, o reflecție mai bună a stării de spirit din societate. Următoarele legi cruciale care cred eu că au fost cele din 2000, când au venit comuniștii la putere. Unde iarăși noi am dat majoritate constituțională unui singur partid care, de fapt, nu a oferit nimic societății. Ei au oferit o iluzie a revenirii la pâine de 16 copii și salamul de rublu 60, care nu s-a mai întâmplat și nu are cum să se întâmple. Și a marcat pentru o perioadă istorică dezvoltarea Republicii Moldova, deoarece 2000-2008 a fost o perioadă de supraîncălzire a economiei la nivel global, unde toate țările s-au dezvoltat și au reașezat economiile completamente pe alte principii de funcționare. Și în sensul ăsta acele legi au fost importante. Alegerile din 2009 sigur că au fost cruciale, când v-ați referit dumneavoastră și la PLDM, deoarece s-a produs un schimb de generație în politică. Au plecat, de fapt, generația octogenarilor care mai erau așa și au venit oameni tineri, că au fost mai buni, mai răi, asta e alt subiect. Oricum s-a produs acea ruptură. Și eu cred că au fost cruciale alegerile din 2019, unde, la fel, s-a produs un schimb crucial, substanțial și calitativ de generație în politică. Au plecat, de fapt a plecat o veche clasă politică, a venit alta. Este mai bună sau mai rea altceva. Acum, întrebarea dumneavoastră este foarte interesantă. Dacă vor fi aceste alegeri cruciale, ele pot fi istorice. Dacă moldovenii mâine vor vota un candidat ca Lukashenko, ele vor fi istorice. Deoarece vom intra în istorie clar cu un recul. Dacă moldovenii vor oferi o șansă unui candidat care va continua acea dinamică de apropiere de Uniunea Europeană, de apropiere de valorile occidentale, de a menține principiile democratice care stau la baza constituțională a statului nostru, ele nu vor fi istorice. Ele vor fi alegeri importante, dar nu cred că ele pot fi calificate ca istorice. Din punctul meu de vedere, ele pot deveni istorice doar în sens negativ.
Dacă ar, s-ar întâmpla să, printr-un miracol, să învingă cineva care mâine ar dori să apere Brianscu de tancurile NATO, cum o făcea Vladimir Voronin. Un tur sau două tururi avem, în opinia dumneavoastră? Greu de spus. Este foarte greu de spus, deoarece structura socială a Republicii Moldova are o construcție specifică. Tradițional, ea a fost 50-50. Adică jumătate au fost pro-europeni, pro-români, pro-democrație, jumătate au fost pro-nostalgici. Cum noi am asistat în ultimii, cred că 10 ani de zile, la o schimbare a structurii societății substanțiale. Foarte multă lume a plecat, au murit, s-au născut, au apărut noi generații. Este dificil de a estima. Acum depinde foarte mult care este bazinul candidatului de partea dreaptă. În mod tradițional, el n-a fost, niciodată nu a depășit 50% din opțiunile de vot. Doamna Sandu a obținut 56, dacă nu greșesc, da? În 2019. 2020, da. 56, s-ar putea să greșesc, chiar îmi scapă cifra, cum era cu mult peste. Votul ăsta nu era format doar din cei care sunt partizani a occidentalizării sau partizanii desprinderii de valorile sovietice. Au fost în această pușculiță, au intrat multe voturi ale vorbitorilor de limbă rusă, ale persoanelor care poate au alte opțiuni geopolitice, dar care nu erau de acord cu prezența lui Plahotniuc, acele practici care erau în acea perioadă. Mesajul ăsta foarte puternic anti-Plahotniuc, anti-oligarhie, a atras cumva la acel moment și simpatizați din alt bazin electoral. Și el a asigurat victoria doamnei Sandu. Acum, nu există un asemenea scenariu, nu mai este posibil. Adică nu este posibil o polarizare de asemenea dimensiuni în jurul unui subiect care ar permite absorpția de voturi dintr-un bazin electoral în altul. Chiar dacă aparent este liniște în Republica Moldova, eu cred că polarizarea pe principiu etnic, geopolitic, Rusia, Occident, mai ales că avem și războiul, cu asta este una foarte pronunțată. Și aici, de fapt, se va face joc. Dacă candidatul din dreapta ar reuși teoretic să capteze voturile celor din stânga, atunci ne-am putea zice că va fi un singur tur. Dar eu văd problematic lucrul ăsta deocamdată, cel puțin în ceea ce observ eu, deoarece nu prea văd multe simpatie din zona stângii prorusești sau zonii nostalgice sau disponibilitate de a reveni cumva, de a sprijini parcursul ăsta sau ideea asta europenistă pro-occidentală. De-aia, cel mai probabil cred că vom avea două tururi. Dar, iarăși, asta este o chestie care, ce am zis, o sună speculativ. Da. Este doar viziunea mea, nu înseamnă că mă bazez pe ceva mai mult decât pe propriile înțelegeri ale proceselor. Vă rog să continuăm doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Tănas, este un zvon la Chișinău, conform căruia și dumneavoastră Cică ar fi urmat să fiți candidat la prezidențiale din anul ăsta. Cică cineva vă făcuse niște oferte. Chiar erau discuții destul de serioase cu domnia voastră. Cum zicea Mark Twain, zvonurile despre moartea mea sunt puțin exagerate. Nu, nu este chiar așa, dar eu am avut niște discuții cu anumiți oameni politici în sensul ăsta care au făcut o astfel de ofertă, dar eu nu o pot accepta deoarece deocamdată nu am niciun fel de planuri de a reveni în politică. Proiectele mele de viitor sunt legate de cariera profesională și mai puțin de cea publică. Și în sensul ăsta le-am mulțumit, cu tot respectul, sunt oameni care chiar am toată admirația, dar le-am explicat că lucrul ăsta nu este posibil. Este adevărat că e vorba de liderii blocului împreună? Nu vreau să dau detalii, deoarece cel puțin nu am convenit că vom face cândva public conținutul discuției astea. Și dacă aș fi acum să zic că uite, a fost X, Y sau Z, nu ar fi corect din partea mea. Dar nu contează cine este. Este important că ne-am lămurit foarte clar și foarte rapid în sensul ăsta. Ok, ați fost dumneavoastră recent la o emisiune la doamna Valentina Ursu și ați făcut o declarație de genul că mulți dintre candidații care așa au anunțat intenția de a merge în această campanie își vor primi așa numitul certificat de deces politic după scrutin.
Ce ați vrut să spuneți prin asta? M-am referit la unii politicieni care de mulți ani au, hai să zicem așa, au încărunțit deja în politică, nu au furnizat niciodată rezultate și pe care îi vedeam odată la câțiva ani de zile, din nou la televizor, fie că vor să fie deputați, fie că își aduc aminte că sunt președinți de partid, fie că vor să participe la prezidențiale, și la ei m-am referit. Nu m-am referit la oamenii care sunt, care participă pentru prima dată sau care își încearcă. Realmente vor să obțină funcția asta. Eu cred că toți au o șansă, contează cum vor vota oamenii. M-am referit la cele personaje care, în mod normal, de mult trebuiau să renunță, mai face figurații și să polueze spațiul politic cu prezența lor, înțelegând clar că fie că timpul lor a trecut, fie că, domnule, dacă n-am mers de 5 ori, nu o să meargă nici a 6. Eu înțeleg că existența în politică este un lucru care uneori se răsplătește, dar doar uneori și în cazuri excepționale. Noi nu suntem acum într-o asemenea situație. În actuala campanie prezidențială, lucruri cât se poate de simple. Noi avem un candidat clar pe partea dreaptă, pro-europeană, și avem câțiva candidați pe partea pro-rusească, ca să zic așa, de stânga. Mie nu-mi place ideea că se asociază stânga cu neo-imperialismul. Pare că nu numai la noi așa. În spațiu post-sovietic e chestia. Asta e o tâmpenie din punctul meu de vedere. În mod normal, stânga este o idee politică care are dreptul la viață. Există stânga europeană. Nu neapărat stânga înseamnă stai să ștergi papucii lui Putin, cum făcea, mă rog, nu mai zic cine. Dar în cazul de față, lucrurile sunt cât se poate de clare. Cred că bătălia aici se va da între ideea europeană și ideea prorusească. Cine din candidații care sunt pe zona asta vor reuși să capteze atenția publicului? Încă nu este clar. Nici eu n-am văzut niciun studiu ca să-mi dau... Eu n-am văzut ca să știu cine și cum stă. Și cam aici va fi și alegerea care o să o facem noi toți împreună. De ce dumneavoastră insistați că ceilalți candidați, cu excepția doamnei Maesanu, sunt proruși dacă nimeni dintre ei pe față nu vorbește despre asta? Nu mă refer la cei rușor care vor fi. Nu. Când zic prorus, este un termen generic. Este vorba de oameni care împărtășesc o filozofie neeuropeană și antiromânească a Republicii Moldova. Ei văd această țară ca o continuare a fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești. M-am referit inclusiv la cei care ieri, alaltieri mai exact, au depus flori la, când au fost, în 24, au depus flori la Memorial și au defilat pe centrul Chișinăului pentru o problemă foarte delicată care, în mod clar, a deranjat foarte multă lume la Chișinău. Nu înseamnă că ei sunt toți putiniști astăzi să duc cu Putin, dar înseamnă că ei politic văd viitorul Republicii Moldova în afara proiectelor, în afara proiectelor de occidentalizare și de europenizare. Ăștia sunt. Dar asta este, de fapt, ceea ce își dorește Putin. De fapt, asta este ceea ce alimentează el. Nu neapărat trebuie să mergi la Kremlin să-ți primești plicul sau instrucțiunile ce să faci. Este suficient să promovezi o politică care lor le convine. Nu insist să-i etichetezi pe toți ca putiniști, chiar nu ar fi corect. Cu certitudine sunt oameni care nu neapărat sunt putiniști. Dar ei fac jocul partidei pro-imperiale rusești. Lumea s-a divizat și nu doar în Moldova, în toată lumea. De fapt, după agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, apele s-au limpezit. Măștile au fost aruncate, nimeni nu-și mai face niciun fel de iluzii privind care sunt intențiile Rusiei, care este, de fapt, ideea. Clubul ăsta a liderilor autoritari, fie că este vorba de, începem din China, Iran și așa mai departe, Rusia, și care este ideea pro-occidentală. De fapt, aici se joacă. Când vezi un candidat și ăsta vine și zice că eu sunt pentru valorile tradiționale și pentru familie, așa, bine, eu trebuie să fii naiv ca să nu înțelegi de fapt ce e asta. Toți suntem pentru familie, dar cine e împotriva familiei? Dar când se accentuează modul în care se accentuează și este articulat într-un fel anume, e clar că lucrurile astea sunt opuse valorilor care au fost create, iluziilor despre valorile occidentale, care au fost create de propaganda rusească. Și în sensul ăsta trebuie să fim foarte atenți. Îmi pare foarte rău că noi nu avem în Republica Moldova un partid care ar aduna opțiunile de stânga, așa, dar să fie unul nerusesc. Un partid nerusesc, un partid local, în care ar fi și ruși, și moldoveni, și găgăuzi,
sprijină idee de stânga care înseamnă mai mult protecție socială, care înseamnă mai multe garanții sociale, o implicare mai mare a statului în economie, liberalii vor o implicare mai mică în economie. Ar fi excelent să avem așa o situație. Dar la noi lucrurile stânga se pliază pe Rusia, dreapta merge în partea cealaltă. Aveți vreun nume vreunui candidat care v-a uimit când ați văzut că își anunță candidatura? Nu știu, nu-i facem propagandă, da? Dar oricum, iată, pe multul lume, de exemplu, a uimit faptul că Igor Dodon s-a retras și a zis că poftim Stoianoglu, vreau să candidez din partea mea. Poate jurnalista Natalia Morari, pentru că ăștia sunt mai noi, da? Lăsată-i Chicu, de mulți și-a anunțat intenția. Irina Vlah, de mult se vedea că ceva pregătește. Sau, de exemplu, Ion Ceban a zis că de data asta nu mă implic, deși mulți credeau că... Toate au o logică. Toate au absolut o logică. O să începem de la capăt. Zicem așa și Ion Ceban. Ion Ceban a reușit să realizeze niște performanțe la nivel municipal. Place cuiva asta sau nu place? Sunt ei fanii lui Ceban sau nu? Chișinău arată altfel. Da. Și asta vă spun eu, care vin un oraș... Odată în jumătate de an și eu văd lucrurile arată altfel. Și eu cred că fiind un om rațional, înțeles foarte clar că este mai bine să continui acolo unde poți fi performant și unde poți acumula mai multe procente sau puncte, bile albe, ca să zic așa, decât să te lansezi într-o campanie unde el fiind cu opțiuni de stânga și avându-și origine în Partidul Comunist și în Partidul Socialist, în mod clar ar fi fost transformat în putinist și așa mai departe și încă nu se știe cum ar fi marcat chestia asta cariera lui de mai apoi. Sensul ăsta este absolut logic ce a făcut el. Pentru mine, pe nimeni, nu m-a surprins. Ce țări de usate? Eu cred că este cel mai, este cel mai colorat politician din Moldova, care are cele mai... are flerul ăsta... E politician, are replică. Nu te plictisesc să-l urmărești pe dânsul. Și eu cred că nu ar fi corect să fie exclus din ecuații. Da, mesajele sale sunt puțin ciudate, ce țări cu dictatura, chestiile astea, pentru mine. Eu nu votez așa ceva. Dar oamenii sunt diferiți. Și în sensul ăsta, eu cred că el ar putea să furnizeze, nu zic că ar putea să câștige sau să piardă, dar ar putea furniza o surpriză în această campanie electorală. Cine m-a surprins, m-a făcut să râd. Vasile Tarlev. Sincer să fiu, eu am crezut că el a decedat în politic și cumva m-am împăcat cu ideea că toate bancurile care erau despre dâns, cumva au rămas în trecut. Totuși, cumva, omul ăsta a rămas acolo, șofer la teatru Pușkin. Cam acolo e nivelul lui. Faptul că Voronin l-a numit pe dânsul prim-ministru, de fapt, i-a asigurat tot. Nu este succesul lui Tarlev. A fost asigurată, guvernarea Voronin era completamente altfel structurată. Nu guvernul făcea politicile, președinția era cea care făcea politicile. Un consilier prezidențial, el avea puteri mai mari decât 5 miniștri. Și când l-am văzut din nou cu același limbaj, cu aceleași aforisme, chiar l-am urmărit, pare că la dumneavoastră la misiune l-am fost. A fost aici, da. Da, l-am urmărit cu multă atenție și chiar am savurat. Zic, uite ce interesant, credeam că nu o să-l mai văd niciodată. Uite cum s-a resuscitat acest personaj. Dar restul tot sunt previzibile într-un fel și apariția lor a fost cât se poate de logic și firească. Chiar și Stoianoglu? Da, Stoianoglu are două probleme. Marea problemă lui este că a fost înaintat de Igor Dodon. Nu contează că Dodon nu are sentință de condamnare, că Dodon nu... Stoianoglu știe cine e Dodon. Foarte bine știe cine e Dodon. Și cred că a făcut un pas greșit. Dacă tot a decis să lanseze în politică, mai ales ca un candidat neafiliat politic, cu un candidat justițiar care luptă pentru promovarea reformei judiciare, pentru democrație și așa mai departe, nu trebuia nici într-un caz să se asocieze cu PSRM și cu partidul lui, și cu în special cu Igor Dodon. Putea să găsească o altă formulă pentru a capta voturile simpatizanților partidului ăsta, dar nu trebuie să apară niciodată. Este greșeală fundamentală care a făcut-o, care cred eu că
îi diminuează substanțial din orice șansă de a intra în cărți în viitoare ecuație. Este prima. A doua, asocierile lui pe zona asta nostalgico-sovietică îi plafonează capacitatea de a aduna voturi din partea dreaptă a societății. Apariția lui la memorial cu Dodon, de fapt, pentru mine însemna că Dodon a început să-l vopsească în roșu. Așa, ca pe un ou de Paște, cetișor, a început să-l picteze în roșu și când se va încheia campania, va ieși exact ca și orice alt membru al Partidului Socialist și oamenii nu vor vedea diferența. N-are nicio șansă să adune simpatia altora din zona, nu mai vorbesc de cea intelectuală, a tineretului, care nici pe departe nu se dodoniște. Și în sensul ăsta, eu cred că a pornit cu un pas greșit. Nu zic că nu ar avea potențial. El vorbește limba română, totuși este un găgăuz care a învățat limba română. El a avut funcții politice în stat, vicepreședinte de parlament, viceprocuror general, adică a existat. Propulsarea lui în viața publică s-a produs ca rezultat a arestărilor și mișculațiilor care s-au făcut cu concursul procurorului general, care din nou a generat un anumit pol de simpatie pentru domnia sa și empatie pentru cei prin ce a trecut el. Dar asocierea cu Dodon șterge lucrurile astea și într-un fel îl readuce, îl pune alături de Bătrâncea. Dacă te duci cu Dodon și cu Bătrâncea, cam acolo care e bazinul electoral, cam acolo el și va rămâne. Plus chiar aș vorbi, referim la același Usate. Să nu credeți că Usate o să se doarmă în campania asta. El fiind cam din același bazin electoral, eu cred că el va rupe cu dinții și se va bate pentru fiecare vot. Și energetica lui este puțin diferită decât. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Și de-aia ziceam că cumva startul, ideea inițială ca să candidez ca un candidat neafiliat, chiar aș fost curios să vedem din punct de vedere sociologic și politic cum, câte voturi ar aduna un candidat neafiliat politic, alolingv, care învață limba română. A fost o chestie foarte interesantă. Acum, după ce a început procesul de vopsire în roșu, ca să zic așa, eu cred că șansele lui scam topesc. Clar. Haideți să rămânem la 20 octombrie, dar deja vorbim un piculeț despre plebiscit. Eu am înțeles că dumneavoastră susțineți ideea acestui referendum. Eu am susținut o idee modificării Constituției, am susținut-o plenar. Eu am criticat dur refuzul Parlamentului de a vota în 2017 o modificare cu un conținut similar și eu cred că este o idee bună. O idee care din punct de vedere a edificării spațiului ăsta ideologic, valoric, constituțional, este una necesară. Și ea trebuie susținută, indiferent de faptul că a fost promovată de actuala putere politică. Sunt două chestii care nu trebuie să le... Îmi amintesc că domnul Ghimbu nu a votat în Parlament, deoarece a fost lansată de Partidul Democrat. Nu contează cine este autorul unei idei. Dacă ideea este bună și teoretic ea poate genera efecte pozitive, ea trebuie să sprijinit. Eu cel puțin am să votez 100%. Voi merge și la alegeri și voi merge și voi vota pentru a modifica Constituția. E o chestie care este necesară și care are o valoare politică, o valoare ideologică, valorică, dar în anumite perspective poate avea și valențe pur practice. Trebuie să înțelegem și lucrul ăsta. Unii totuși, pe care dumneavoastră îi numiți proruși, cheamă la boicot, alții cheamă la a vota împotrivă. Dumneavoastră, vedeți vreo diferență dintre aceste două opțiuni care ni se oferă? Este foarte mare diferență. Cei care cheamă să voteze împotrivă au o opțiune politică clară și eu pe ei înțeleg. Așa cum eu voi vota pentru, dumnealui sau altcineva are drept să voteze împotrivă. Noi trăim într-o țară liberă. Noi nu suntem într-un colhoz, unde toată lumea merge așa... cu un pas cadențat spre viitorul luminos. Dar cei care cheamă la boicot, asta e o chestie de frică. Lor este frică să își asume că ei sunt împotrivă. Deoarece înțeleg că, de fapt, ideea pro-europeană este văzută cu ochi buni, ea aduce bile albe și atunci dacă ești împotriva acestei idei, riști să pierzi ceva. Dacă îmi zici boicot, exact ca și cei care se abțin. Eu nu am înțeles oamenii care se abțin la vot. Când ești om politic, tu nu trebuie să te abții. Omul politic trebuie să aibă o viziune, fie că ești pro, fie că ești contra. Neutralitatea asta e refugiu fricoșilor.
Și când aud că noi boicotăm, ce înseamnă boicotăm? În primul rând, tu nu poți decide în locul omului. Tu nu intri cu el în cabina de vot ca să vezi ce va face el. Va distruge buletinul sau el va vota și va arunca în una de vot. Nu ai cum să-l controlezi. Nici nu este bine ca oamenii politici să erigeze în poziții de proprietari, știi, de iobagi care fac ceea ce vor ei. Eu zic, lumea trebuie, ideea referendumului trebuie explicată, trebuie promovată, fără populism și fără foarte mult triumfalism. Nu trebuie să ridicăm așteptările, să le spunem că după ce va trece referendumul, tuturor le se vor distribui pâine albă și icri roșii gratis. Nimic nu se va schimba pentru viața noastră cotidiană. Trebuie explicat ce e asta și din ce cauză lucrul ăsta este necesar. Și să-i lăsăm pe oameni să facă ce aici consideră ei. Care vor să voteze împotrivă, este dreptul lor fundamental și constituțional să voteze împotrivă. Ei nu trebuie nici criticați, nici ostracizați și nici nu trebuie cumva de creat o isterie împotriva celor care sunt împotrivă. Este, noi totuși trăim într-o societate care păstrează niște o matrice de democrație și trebuie să încercăm să ne încadrem în această matrice și să nu ieșim dintre însă. Dar nu v-a părut cam ciudățel îndemnul doamnei președinte Maia Sandu de acum două zile, unde spunea că veniți la referendum și votați cum vreți, chiar și împotrivă, ea fiind cea care promovează plebiscitul? Bun, eu înțeleg care este ideea. Doamna Sandu, fiind președinte Republicii Moldova, conform Constituției, fiind un arbitru neutru, fiind un actor politic important care trebuie să reprezinte întreaga societate, e trebuia cumva să transmit un mesaj celor care nu sunt de acord cu această idee. Nu știu care a fost calculul politic pentru această declarație, deoarece până la unul pasul a fost cel care a lansat această idee. Dar din punct de vedere a atribuțiilor prezidențiale, eu cred că a fost un mesaj corect. Atunci când un președinte vine cu un mesaj care se adresează întregii societăți, este ok. Este mai rău când spui altceva. Cine nu este cu noi sunt hoți, bandiți, corupți. Uite, chestiile astea nu sunt bune. Dar în sensul ăsta eu nu văd o problemă. Cred că mesajul a fost unul care trebuia să-l lanseze chiar în forma în care l-a lansat. Să ne imaginăm un scenariu, vă rog, domnule Tănase. Avem turul 2, doamna președinte Maia Sandu și cineva, dar plebiscitul eșuează. Asta e catastrofă politică pentru doamna președinte? Catastrofă nu știu, dar ar fi o lovitură politică majoră. Chiar dacă președinta Sandu cumva este, cum ziceam, arbitru neutru și reprezentant a întregului spectru de alegători și a întregii societăți, ideea referendum se asociază cu tânsa. Propaganda politică, mesaje electorale, sigur, contopesc aceste două idei. Eșecul referendumului plus turul 2 cumva ar lipsi de sprijin și de argument candidatul, dacă să zicem că așa vor evolua lucrurile, pentru a veni cu noi argumente în favoarea politicilor care au fost promovate. De-aia ziceam că este o idee foarte riscantă din stat, am zis. Ideea este bună, este riscantă. Mi-e pare foarte rău că lucrul ăsta nu a fost făcut în Parlament. Astăzi noi deja nu am fi avut acest subiect în discuție. Îmi pare foarte rău că atunci a fost și avizul Curții Constituționale, a fost absolut toate condițiile și voturile în Parlament erau. Doar niște mofturi, așa ca să zic eu, politicăniști, a împiedicat ca lucrul ăsta să se producă pe cale parlamentară. Încă ceva despre boicot. Credeți că doamna președinte Maia Sandu procedează corect boicotând? Practic anunțând că va boicota dezbaterele electorale pentru prezidențiale sau decât să răspunzi la un milion de întrebări din partea oponenților, mai bine nu vii. Nu este o chestie bună când cei care dispută cea mai înaltă poziție politică din stat refuză dezbaterele electorale. Noi avem o problemă cu dezbaterele astea electorale. În situația când apare președintele în funcție și CECO ar înregistra încă 30 de participanți, 15, să dezbați subiecte cu o persoană care realmente nu are nicio vocație electorală, el nu poate lua voturi. Nu mi se pare tocmai rațional. Nu trebuie regândit mecanismul de dezbatere. Turul 2, eu, în mod cert, categoric, doamna Sandu, dacă cine vor fi, dacă va fi turul 2 și dacă vor fi
cine vor fi cei din turul 2, trebuie neapărat să organizeze dezbateri electorale. Neapărat. Societatea trebuie să cunoască punctul de vedere, să vadă care sunt abilitățile polemice ale candidaților și care sunt viziunile celor doi candidați, nu pe chestiuni declarative, cum ar fi slogane, texte electorale care nu au niciun conținut. Asta care l-am văzut, care l-au folosit toți, cum îi zice, pentru Moldova. Toți sunt pentru Moldova, dar cine împotriva Moldovii? Eu nu știu cine, dacă este vreunul. Cam nu are conținut treaba asta. Nu poți să-ți ceri, să-ți adjudeci puterea politică în stat sau funcția, cea mai politică funcție din stat, doar în baza unor declarații sau unor lozinci. Noi avem nevoie să vedem care este substanța candidaților. Dar cât ține de turul întâi, nu prea îmi dau seama cum ar fi posibil o dezbatere de genul ăsta. Nici nu poți să-i pui să dezbată între ei cei care nu au șansă, că arată ridicol și nu se privească nimeni, așa? Nici nu poți aduce candidații cu șansă să discute cu niște personaje exotici care pot să facă trolling în campanie. Adică, cumva ar trebui prin lege reglementată chestia asta, cel puțin în baza unor sondaje de opinii care sunt, să zicem, de făcut 3 sau 4 sondaje de opinii diferite, să faci un calcul, un algoritm mediatic care să identifică doi care au șansă de turul 2 și ei trebuie să fie prin lege obligat să aibă dezbateri, ca, exact cum se face în SUA. Da. În SUA noi mereu vedem doi oameni care candidează. De fapt, ei sunt foarte mulți, noi nici nu auzim de ei. Să nu credeți că acolo nu sunt trollere sau tot felul de excentrici care vor și ei să arate la televizor. Imaginați-vă că Kamala Harris sau nu știu, Trump ar trebui să intre în dezbatere electorale publice la televizor cu un hipster care s-a registrat în campanie electorală. Da. Lucrul ăsta nu are logică. Vă rog să continuăm, domnule Tănase, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Tănase, vreți să discutăm ceva despre justiție? Eu sunt invitatul dumneavoastră. Dacă mă întrebați despre justiție... Eu tare am vrut să o invit pe doamna Veronica Drăgălin săptămâna asta. Și tocmai de asta vreau să vă întreb despre Veronica Drăgălin. Asta nu aveți senzația că de ea și cam bat joc tot a ei? Eu mă refer la... Eu nu știu cum să povestesc. Eu asta vorbesc de jumătate de an subiectul ăsta. Sediu. Însăși doamna Veronica Drăgălin a anunțat chiar în studioul ăsta problema sediului rezolvat. Gata, nu e o problemă. S-au înțeles cu cei de la spalarea banilor și de la NIC care stau pe Bodoni în fostă clădire a Procuraturii Generale. După care vine un comunicat că noi îl mai dăm doamnei Veronica Drăgălin, după care apar speculații. Procurorii ei au făcut o vizită până la președinție și au cerut niște scrisori. Nu că au intrat în birou doamnei președinte, doamne ferește. Și asta nu prea a plăcut cuiva și a zis că tu îți permiți să vii în ograda principală a țării, nu-i bine. Tocmai de asta nu ai să primești sediu. Mama doamnei Veronica Drăgălin, despre care se știe că e un sponsor generos al PAS-ului, îl ia pe picior public pe Facebook președintele Comisiei Economiei, domnul Radu Marean, că băi băieți, voi nu o să nu de cuvânt. Și nu știu, domnul Tănase, eu am 40 de ani, dumneavoastră, cred că aveți un piculeț mai mult ușor. Eu, dumneavoastră, fost președintele Curții Constituționale, fost deputat, fost ministru al Justiției. Și noi discutăm despre sediu. Înțelegeți? În țara asta sunt foarte multe imobili care sunt folosite aiurea și inutil. Cred că cu certitudine ar fi putut să fie transferate către Procuratura Anticorupției ca ei să aibă locații potrivite. Așa-i? Nu cred că problema asta nu putea fi rezolvată. Putea fi rezolvată. Cel mai probabil, doamna Drăgălin a căzut victima mlaștinii astea politice basarabiene pe care ea n-a cunoscut-o. Ea n-a înțeles că, de fapt, o cerință normală, nevoie de un sediu pentru instituții, poate fi transformată la început în bășcălie, după care ridicolizată, după care prin TikTok-ul transformată în subiect de bancuri și după care puterea politică se refuză să-i dea un sediu care, de fapt, ideea luptei anticorupție a fost substituit cu ideea luptei pentru sediu. Ceea ce nu este, corect, eu cred că. Eu, în general, nu cred că s-a procedat corect cu dumneiei. Ea a fost adusă în coace, dar realmente sprijinia n-a obținut. Cumva, ca PR, ca element de PR, ea a fost folosită.
uite, aducem un om din afară care nu este din procuratură și eu să vă zic că nu e lipsă de sens. Uh-huh. Avea o interacțiune în toată mocirla asta, să aduce un om care e totalmente din afară, care nu e legat nici cu, nu știu, dacă dumneavoastră cunoaște, procuratura asta e împărțită în bisericuțe, clanuri, cercuri de grupuri, că ostile și rivale, de Doamne ferește, acolo dacă ai putea să-i developezi, să-i vezi fiecare ce culoare are, te îngrozi. Dar era o idee, în fond ideea a fost bună. Așa? Dar ca de obicei, cum se întâmplă în Republica Moldova, o idee foarte bună poate fi compromisă la fel de ușor. Plus mai e un detaliu despre care se vorbește așa mai puțin, dar care trebuie spus. Oamenii care au discutat despre corupție și anticorupție, în mare parte s-au inspirat de la acele campanii mediatice politice care au fost lansate. Este una să lansezi o campanie mediatică și să descrii scheme de corupție, variante de corupție, sumele să le deserenți cum îți veniți în cap. Este completamente altceva când trecem la probatoriu. Probatoriu, legislația penală este foarte rigidă. Ea nu se poate fi interpretată extensiv. Noi nu suntem în zona dreptului, nu știu, civil sau în alte domenii ale dreptului. Din potrivă, orice dubiu se interpretează în favoarea persoanei suspecte. E o întreagă mașinărie. Există instituția apărării care niciodată nu o să doarmă. Există termeni de prescripție care curg indiferent de faptul cine guvernează Republica Moldova. Sunt o serie de chestii. Infracțiunile sunt structurate. Cum? Hai să vă zic așa, cum poate fi o faptă calificată ca infracțiune? Există subiect, obiect, latera obiectivă, latera subiectivă și așa mai departe. Și dacă lucrul ăsta nu coincid măcar la un singur element, nu mai este infracțiune. Chiar dacă, să zicem, societatea a văzut la televizor, nu știu ce, culioc, negru, dar când intrăm în zona probatorilor și rigorilor procesuale, probabil se administrează într-un anumit mod, trebuie să existe o anumită legalitate în procesul de administrare a probelor, o probă, chiar dacă este pertinentă, dar dacă este colectată sau administrată cu încălcare legii, ea este invalidată din instanță, așa funcționează justiția. Noi nu suntem pe timpul lui Stalin când poți să pui pe cineva la pușcărie doar din simplu motiv că eu știu sau cu opinia publică deja l-a condamnat. Și revenim la doamna Drăgălin. Ea fiind în afara țării, în mare parte ea cunoștea realitățile moldovenești din acele campanii care se vedeau în spațiu public. Și eu presupun, eu nu am comunicat cu ea niciodată, de asta zic, e presupunerea mea. Atunci când a intrat în biroul procurorului și a încercat să iei la bani mărunți fiecare dosar, ea a văzut clar că lucrurile stau puțin diferit. Că nu în toate cazurile există posibilitatea să probezi, nu în toate cazurile există posibilitatea să contești toate instanțele. A existat situația aceea când procuratura a renunțat la învinuire, nu mai știu în ce caz, nu mi-amintesc, și a făcut o gălăgie preță, Doamne ferește. Este o chestie normală în Occident ca procurorii să renunțe la învinuire când constată că nu au șansă de câștig. Nu înseamnă că persoana nu e vinovată. Da. Înseamnă că tu nu ai șanse de câștig, sunt lucruri diferite. Plus că ea vine dintr-un sistem unde justiția acționează după alte reguli. Nu are legătură justiția cu puterea politică în SUA. Nici o legătură. Nu-și permite nimeni să dea indicații, instrucțiuni sau să o cheme la raport. Eu am văzut, mi-am amintit situația când au chemat-o ăștia în Parlament la raport și au început să facă gălăgii pe la talk show-uri, că de ce mă rog, cine e, că ea nu vine la raport. Răspunsul ei a fost pertinent. Dom'le, stai puțin. Eu am altă funcție în ecuația asta noastră, în ierarhie, în structura asta constituțională. Eu nu-ți dau raporții. Sunt trei hotărâri a Curții Constituționale care s-au spus clar, n-ai voie să chemi procurorul la raport pe cauze concrete. Vrei să-l întrebi despre tendințele infracționalității, vrei să-l întrebi despre, nu știu, politicile penale. Ok, discut cu el. Dar n-ai ce să-l chemi să-mi spui tu mie ce s-aude în dosarul X, care sunt progresele în dosarul ăsta cu furtul miliardului. Păi, este absolut evident care e scopul asemenea solicitări. Cineva vrea să facă show în Parlament, să etaleze ca mare apărător sau nu știu ce acolo, ia, și procurorul trebuie să apară pe rol de clovn, așa e care să cânte un cântic care îți place ție, așa e ca mai poți să-l poți învârti pe la televizoare, ceea ce nu e corect. De asta eu zic că de obicei noi am ratat o ocazie cu doamna Drăgălin, am ratat ocazia de a folosi un om care
realmente ar fi putut să vină cu ceva în tech. Eu vă spun sincer, am urmărit-o foarte atent din prima clip, că eu nu am cunoscut-o și chiar am curios cum arată un om format în altă parte, care și română vorbește în anumite cazuri cu dificultate, cum o să integreze el din două sisteme diferite. Sistemul nostru continental nu are nimic cu sistemul american. Cum se va integra și cum va face ea pas și cum, care vor fi progresele. Dar, sincer să fiu, eu cred că ea nu a fost realmente sprijinită politic la mod fundamental. Și unde a fost posibil să fie transformată în bășcălie și în banc, începând de la accentul ei și terminând cu chestiunea de sediu, care în fond sunt chestii secundare în toată afacerea asta. În fond nu asta mă interesează pe mine, altceva mă interesează pe mine. Cum o să aranjeze ea procesele în cadrul procuraturii, nu știu nimic despre chestia asta. Domnul Tănas, următoarea mea întrebare, de fapt, sunt trei întrebări, una. Nu e neapărat să le luați pe rând, puteți la general, dacă vreți, le împărțiți. Linșarea judecătorului Victoria Sânduța, cazul Alexei Paniș și cazul judecătorului Ion Chertoacă, care, deci Consiliul Suprem al Magistraturii a propus repetat realegerea sau numirea acestuia până la atingerea plafonului, sau cum se cheamă terminul ăla. Asta s-a întâmplat pe 1 iulie, dacă nu greșesc, legea spune că în 30 de zile trebuie să fie numit, decretul nu-i până la ora asta, deși suntem în 27 august. El a fost totuși reconfirmat, până l-a trimis pentru, va fi reconfirmat, președintele nu poate refuza reconfirmarea. A, aici trebuie și gata. Președintele nu poate refuza, chiar dacă s-o depășe câteva zile, cred că e o chestie tehnică, la nivel de funcționare administrației prezidențiale, nu, cu cei care au fost trimiși repetat, probleme nu există. Cât ține de cei care nu au fost trimiși repetat, sigur că eu, ce să vă zic, am putea să o abordăm din două perspective, pur legal, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă procesul de numire a unui judecător. Există așa numitul sistem constituțional de codecizional, unde participă două autorități. Pe de o parte participă Consiliul Superior al Magistraturii și instituția prezidențială. Cum sunt partajate atribuțiile? CSM-ul vine ca decident. Ei au tot instrumentariul, ei au comisii, ei au inspecții judiciare, au acces la, prin intermediul instituțiilor sale la conturi bancare, date, informații de orice gen. Acolo se ia decizia. Președintele acționează mai mult ca notar. Președintele, prin semnătura sa, prin decretul său, validează, într-un fel, decizia, dă forță juridică deciziei Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel a fost conceput sistemul nostru. Acum, CSM-ul este obligat să examineze situațiile judecătorilor care fie trebuie promovați sau cum au fost cu ăștia cu numirea până la plafon, sunt obligați să le examineze individual. În cazul de față, noi am avut un CSM cu un mandat neclar pentru mine, cu o componență și o competență foarte discutabilă, care și-a expirat de mult mandatul, care a trimis la președinție o listă de judecători, după care președintele a respins această listă, tot în baza unor argumente generale, care nu vizau o situație particulară. Nu poți să dai un răspuns la pachet. Un judecător poate să nu fie acceptat de președinte din cauza că el dansa în pielea goală, bat noapte în centrul Chișinăului, dar altul poate să nu fie trimis din cauza că președintele are informații și argumente că ăsta este corupt. Prin urmare, lucrul trebuia operat prin acte individuale. Aici nu s-a făcut chestia asta. CSM-ul eram convins că va reacționa. CSM-ul nu a mai reacționat. Și când s-a pus problema retrimiterii la președinție acelor candidați care CSM-ul i-a sprijinit, ei, nu știu din ce cauză, nu s-au focusat pe acele situații și argumente care au fost cu un an și ceva în urmă, când au fost trimiși inițial, dar au generat analize și chestii noi. În mod normal, nu trebuia să se întâmple asta. Deci, însă situația în sine, ea este una foarte discutabilă, cu atât mai mult că CSM-ul ăsta este incomplet. Avem o hotărâre a Curții Constituționale privind majoritatea din CSM. E o întreagă haos în tot sistemul ăsta. Și aici evident că poți, unde lucrurile nu sunt stabile și clare, oricând poți pescui anumite detalii care sunt favorabile pentru o decizie sau altă. Cât ține de doamna Sânduță, sincer să fiu, este marea mea enigmă. Eu nu înțeleg ce sunt, care-i motivul
care e motivul pentru care ea este. Eu nu o cunosc de start, vă spun, ca avocat am participat într-un dosar la dumneei. Asta e toată cunoștința care o am cu dânsa, nu este nici prieten și nici dușman. Dar nu înțeleg care este substanța și de subturile acestei confruntări. Deoarece, realmente, din cei ce cunosc eu, totuși noi suntem o breaslă profesională care noi comunicăm între noi. Eu nu am auzit lucruri proaste despre dânsa. Eu nu am auzit că ar fi luat bani, că ar fi vândut hotărâri, că ar fi manipulat. Nu am auzit nimic rău. Plus că pare a fi destul de dezghețată. În sensul ăsta, nu știu de ce să nu folosești ocazia să ai un judecător bun. Cred că există o anumită explicație și un anumit motiv care nu spun nici ei care o atac și nici ea care se apără. Eu cred că ei știu care este motivul adevărat a confruntării, dar în mod cert, el nu are legătură cu cele care sunt enunțate la televizor. Fie cu, mai ales am văzut nebuniile astea cu posterile pe Facebook. Păi trebuie să fim oameni raționali. Judecătorul nu este o persoană împiedicată să posteze pe rețelele sociale. Există hotărârea Curții Europene, există o interpretare a Comisiei la Veneția, există standarde în sensul ăsta care permit judecătorul. Sigur, judecătorul nu poate să distribuie chestii de ochiate sau care cumva submină autoritatea, dar când sunt comentate niște chestiuni curente, dacă ele sunt într-un limbaj decent și ele sunt la subiect, uitați-vă în România, Cristi Danileț, care a încercat să-l elimine din sistem de 3 ori pentru faptul că era prea activ pe rețele sociale, cu înalta curte de justiție și casație l-a restabilit în funcție. Adică este bine să vedem și în alte curți cum se reglementează asemenea chestii. Și eu sper foarte mult că lucrul ăsta, situația asta va fi cumva aplanată într-o manieră ca să nu compromită, pe de o parte, nici președintele, care este cumva implicat în conflictul ăsta, așa, fără să fie parte la dânsul. Nici încrederea în ideea de vetting. Ideea de vetting poate fi foarte bună. Legislația a fost verificată la Comisia de la Veneție de mai multe ori. Ea a fost corectată de zeci de ori. Dar degeaba ai o lege bună dacă ai oameni care o aplică prost. Și încrederea publică în reforma judiciară e vine nu din ceea ce se întâmplă, dar din ceea ce văd oamenii. Uitați-vă atent la sondajele de opinii, toate care au fost făcute. Că dacă am să zic doar o singură casă de măsurături de sociale, care se ocupă cu sondajele, o să zic că poți fi partizan. Toți au spus același lucru. Cetățenii cred că de fapt are loc o resubordonare a justiției. Ceea ce este grav. Pentru că multe lucruri din cele care s-au făcut, vă spun că om care știu, sunt ok. Multe lucruri s-au făcut cum trebuie și s-a acționat acolo unde trebuie. Dar a fost suficient să fie câteva gafe majore care s-au făcut cu președintele ăsta comisiei de vetting, pe personajul ăsta care e absolut, absolut nepotrivit, nici în funcția asta nu era bun el, este absolut clar că nu era bun. Cei care au selectat nu au fost suficient de atenți cu dânsul. În plus, întrebările cu dedicație, ele se văd. Sorry, noi toți suntem juriști, noi vedem faptele. Un om simplu, care nu are studii, care nu a fost în avocatură, care nu a fost judecător, el nu pipăie fapte. Noi le vedem. Și din start observi unde întrebarea este cu dedicație și unde întrebarea este obiectivă. Și în sensul ăsta, au fost câteva greșele care ar fi putut să fie corectate. Altfel noi nu reușim să ieșim din toată nebuneala asta. Reforma asta nu poate fi stopată. Ea nu poate fi stopată. Ea nu poate fi anulată. Noi avem instanțele pe jumătate goale unde nu sunt judecători. Curtea Supremă e pe jumătate goală. Adică până la urmă mecanismul ăsta trebuie forțat să funcționeze, dar el trebuie să lucreze cu multă, multă bună credință. Și atunci se vedeți că și percepția publică va fi alta. Dacă se va schimba aici, eu cred că într-o perspectivă de un an, doi de zile, noi vom avea, în cazul măsurătorului sociologic, noi am vedea alt tablou. Încă ceva despre justiție. Noi de ceva timp avem un nou judecător la Curtea Constituțională, după mult timp, absența acestuia, brusc, așa, în câteva zile s-a votat. Dar este o problemă pe care o semnalează mai mulți juriști. Și anume faptul că doamnei Puică, nou judecător la curte, i s-a rezervat un loc la Curtea Supremă de Justiție între timp. Adică doamna a plecat, dar are loc de rezervă că se întoarce oricând, asta cum ies? Nu prea am înțeles nici eu
ecuația asta, cum funcționează și cum s-a ajuns la o astfel de soluție. Am văzut acel decret, am văzut că este dat cu drept de... El a fost dat cu drept de verificare judiciară, drept de apel, sau drept de a fi contestat în instanța de judecată. Ar fi bine să treacă un control judiciar, ca să spulberăm orice dubii. Uh-huh. Totuși noi vorbim de un judecător constituțional și de un judecător la Curtea Supremă de Justiție. Și dacă tot vorbim de integritate, este bine că integritatea și ideea integrității să se aplice și preferitor la procedurile de numire și promovarea judecătorilor. Nu știu care a fost, rațiunea și ce a stat în spatele la toată ecuația asta, deoarece, de fapt, să blochezi pe 6 ani de zile să ai cu un judecător mai puțin la Curtea Supremă, în situația când noi avem dosare care urmează să fie examinate 2026, 2027, 2028 termeni, înțelegi, de judecat. Nu știu, 6 ani de zile, tu de fapt decuplezi un judecător de la Curtea Supremă, cine va face lucrul lui? Noi nu suntem într-o situație fericită când putem să ne permitem să facem chestia asta. Plus că n-am auzit nicio explicație ce a fost în spatele la toată decizia asta și cum s-a ajuns la această decizie. Încă ceva despre Curtea Constituțională. Dumneavoastră ați văzut știrea recent venită de la Partidul Comuniștilor că au mers la Curtea Constituțională. Ceva nu sunt de acord cu data alegerilor sau nu ați intrat în esență? Nu am văzut, nici n-am văzut să fie, n-am văzut această sesizare să fie înregistrată. Poate mi-a scăpat mie, că eu de fapt urmăresc site-ul Curții Constituționale. Cu data alegerilor? Da. Dar care poate fi problemă? Parlamentul stabilește, este ok. N-am văzut cineva să fie... să fie pus în discuție și... Ok. Aproape de final. Domnul Tănase, ce credeți dumneavoastră despre libertatea presei în Republica Moldova? Mai ales că așa este o tradiție la Chișinău, dată la 3 luni se mai închide câte o televiziune. Nu este bine că se închide televiziunile. Este bine că se luptă propaganda rusească. Asta este foarte bine. Noi suntem într-o întârziere de 30 de ani de zile. Dar nu este bine că televiziunile se închid prin anumite proceduri care generează în mod clar, hai să zicem așa, suspiciuni privind temenicia acestor decizii. Uh-huh. Închiderea unei instituții media e o chestie foarte serioasă. Noi trebuie să înțelegem că o instituție media, dacă este închisă, nu va mai fi niciodată redeschisă. Noi am avut la Curtea Constituțională o sesizare depusă deputatul sârbu privind legea cu privire la, nu mai știu care a fost, cu audiovizualul, Consiliul Curtea Audiovizualul, la acea vreme ăștia votase în Parlament o modificare la lege în baza cărui decizia CCA era titlul executoriu, nu mai putea fi, de închiderea televiziunii, nu mai putea fi contestată nicăieri în instanța de judecată, sau puteai să o contești după închidere, după un an de zile să obții hotărâre și pe aia să o pui în cui să te uiți la dânsa. Că televiziunea nu mai poți să redeschide. Și atunci, pentru prima dată, noi am dat o decizie amplă în sensul ăsta, am invalidat și am declarat neconstituționale aceste prevederi, dând foarte multe explicații în acea hotărâre din ce cauză lucrul ăsta nu este bun. Deci trebuie foarte prudent, până la urmă, să nu aruncăm copilul cu tot cu apă din albi. Asta era ideea. Și plus că dă pic prost. Lumea observă lucrul ăsta, lumea observă cu timpul lui Plahotniuc. Nu se închideau televiziunile, chiar dacă era fiecare acolo presat, făceau tot felul de șmecherii, dar cumva nu era așa o avalanșă. Și închiderea la pachet tot nu arată bine. În același timp și presa, cel puțin ăștia care sunt implicați în procesul politic, ei trebuie să demonstreze o transparență. Societatea trebuie să știe din ce surse ele sunt finanțate. Uh-huh. Dumneavoastră sunteți finanțați de publicitate. Cineva obține un grant. Cineva este finanțat de un politician. E ok și asta, dacă ai bani și-l finanțezi. Dar lumea trebuie să știe. În situația când apăreau instituții media cu surse incerte de finanțare, cu bugete astronomice, evident că lucrul ăsta generează anumite semne de întrebare. Dar revenind la situația presii din Republica Moldova, noi suntem într-o situație destul de proastă. Destul de proastă. Piața modestă de publicitate determină presa în cea mai mare parte să acceseze granturile străine, să fie finanțate din surse, din donații, ca să zic așa. Ce înseamnă grant? Grant, dacă să-l traducem din limba engleză
În limba română înseamnă donații cu sarcină. Adică există donații, dar există și sarcină. Și atunci sigur că se îngustează coridorul libertății de exprimare. Atunci când economia va genera bani, cum este în România bunoară, așa? Ca presa să trăiască din publicitate, atunci vom putea spune că presa este, cât n-ar fi de paradoxal ce zic eu, putea spune că este liberă. Așa, domn Tănase, dar acum când mi-a să veniți, plecați destul de des, veniți pe la aeroportul Chișinău? Eu mi-am încheiat în principiu, mai am încă o lună și ceva și îmi închei proiectul în Asia Centrală, așa că am revenit practic cu totul în Republica Moldova. Nu circul prin aeroportul Chișinău, n-am circulat din mult timp, prefer să merg la București, deoarece nu se anulează cursele cu frecvența cu care se produce în Chișinău și n-am călătorit foarte mult timp, cred că am câțiva ani de zile n-am mai circulat pe aeroportul Chișinău. A, voiam să vă întreb care e atmosfera acolo, că din imaginile video care apar zilnic e strașnic. Da, noi avem o problemă, sigur, invazia din Ucraina a generat o sarcină absolut neașteptată pentru, și profituri neașteptate pentru cei care administrează aeroportul, neașteptate profituri. Trebuie regândit toată ideea asta. Aeroportul ăsta din Chișinău trebuie demolat și construit altul, fără nicio discuție. Eu vreau să vă zic că este cel mai mic aeroport din toate care există în fostele provincii sovietice. Este un aeroport așa provincial din Uzbekistan, cam arată ăsta din Chișinău. Da, el este drăguț, este destul de cochet, așa ca un butic, dar nu face sarcină. Zborurile aeriene au devenit accesibile tuturor, chiar și celor cu venituri mici. Da. Asta înseamnă că cei ce era înainte gara auto din Chișinău să mută o bună parte, să vă muta în partea aceea și trebuie să facem să încercăm să-l dezvoltăm cumva, da? Să-l lămuri cumva. Cumva. Domnul Tănase, noi vă mulțumim tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.